Eu sunt Paxi, un explorator aventuros al spațiului. Dar acum nu mă simt prea curajos. Sistemul de navigare galactică al navei mele este defect. Sunt pierdut fără el. Uitați-vă! Este o planetă în față. Poate sunt niște oameni acolo pe care îi pot întreba de drum. Sper că sunt prietenoși. Uitați-vă! Este gheață la poli și chiar pot vedea două luni mici. Unde aș putea fi? Nava mea detectează un semnal. Poate încearcă cineva să mă salute. Am să aflu. Semnalul este transmis de această sondă. Este nava spațială Mars Express, Agenției Spațiale Europene. Acum știu sigur unde ne aflăm. Aceasta este planeta Marte. Dar fac pariu că ați aflat asta deja, nu-i așa? Oamenii au trimis mai mult de 40 de misiuni robotice pentru a explora Marte. În curând vor fi mai multe. Unele se află pe orbită, precum Mars Express, iar unele au aselenizat pe suprafața sa, precum vehiculul NASA numit Curiosity. Ele au descoperit o mulțime de secrete ale planetei Marte. Nu pot vedea niciun oraș sau sat, dar ce priveliște fantastică! Această planetă este formată din rocă, ca Pământul. Suprafața Pământului are multe culori: verde, albastru, alb, maro. Dar această planetă are predominant nuanțe de roșu. Din fericire, roșu este culoarea mea preferată, alta decât verde, firește. Sunt munți și văi și praf ce este purtat de vânt! Haideți să aselenizăm și să explorăm! Dar mai întâi trebuie să-mi repar nava! M-a speriat! Acesta este Curiosity, vehiculul despre care v-am vorbit înainte. Chiar îi se potrivește numele? Voi fixa doar din nou acest fir desprins și sistemul meu de navigare galactică este reparat! Marte este un vecin apropiat al Pământului, având în vedere cât de mare este sistemul solar. El orbitează în jurul Soarelui exact ca Pământul și celelalte planete. Știați că Marte este acoperit de un strat de praf ruginiu? Acesta îi conferă culoarea frumoasă roșie. Dacă o să-l vizitați vreodată, trebuie să mergeți la muntele Olimp. Este cel mai mare vulcan din sistemul solar. Aproape de 3 ori mai înalt decât muntele Everest de pe Pământ. Wow! De aici de sus pot vedea Valles Marineris, un canion gigantic, care s-ar întinde din Spania până în Finlanda. Și mai pot vedea că Marte are multe albi uscate. Unde cu mult timp în urmă trebuie să fi curs apă. Nu pot vedea niciun râu azi, doar gheață în câteva locuri. Credeți că extraterestrii au trăit vreodată sau trăiesc pe Marte? Păi, asta este o altă poveste, pe care o vom spune altă dată! Deci am văzut că Marte are o suprafață stâncoasă, cu caracteristici într-adevăr fascinante! Are munți și văi! Sunt și albi uscate! Trebuie să fi fost multă apă aici în trecut! De asemenea, are chiar calote glaciare și două luni mici. Și sunt roboți care exploră Marte.